Și acum, Paula, unde ești tu, Paula? Ce faci acolo? Hopa! Măi, ce să fac? Vreau să-l prezint pe frumosul invitat. Bună dimineața! Bine ai venit! Și că până la urmă e Stergio, nu-i Stergio. Stergio. Stergio, aha. Stergio. Stergio? Cum Stergio. E? Stergio, ce drăguț e. Stergio Liberi. Mama ta e româncă. O cheamă Cristina. Da. De unde? București. Din București. Mm-hmm. Și ați plecat împreună în Grecia sau a emigrat ea? Da, eu născut în Atena. Te-ai născut în Atena. Aha. Și vin aici de când a fost 9 ani. Ce drăguț! Ce drăguț! Păi să lăsăm pe Sergio să cânte și apoi mai discutăm, mai vorbim, mai zâmbim. Și așa e! Ήσουν άλλο ένα ψέμα. Τελικά μια απ' τα ίδια ήσουν κι εσύ. Έμοιαζες σαν όνειρο για μένα. Μα εσύ φέρνεις την καταστροφή. Τελικά ήσουν λόγος δίχως θέμα. Μια πληγή ήταν πάντα. Μαζί σου άντες το καλό. Δεν αλλάζω γνώμη. Άσε τη συγγνώμη. Πώς να σ' το εξηγήσω. Φτάνει ως εγώ. Haideți să ne așezăm acolo. Ai venit alături de translatorul tău. Bună ziua. Bună dimineața. Băiatul ăsta e atât de drăguț că ar trebui ori interzis prin lege, ori dat pe prescripție medicală. Mie îmi place că e foarte înalt și în sfârșit mă uit și eu la un invitat în sus. Da. 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 Da, da, da. Ce faci, dragă? Sunt foarte bine. A venit aici în București, vin fiecare an,
De 2-3 ore am o casă aici în București. Stau în Atena. Se ține are grijă de casa ta când nu ești în București? Părinții mei. Părinții tăi. Părinții, măi, părinții, nu părinții. Dar vreau să l-aud vorbind un pic în grecește. Răspunde-mi în grecește și o să ne traducă. Ok, de ce? Nu vorbesc foarte bine română? Ba da, dar vreau să te aud vorbind în grecește, okay, că e foarte drăguț. Bine. Îmi amintești de vacanță, de vacanța petrecută pe tărâmuri grecești. Da. Eu sunt mâncat. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Δράγκα με απριέτενα. Και είστε δύο πάρα πολύ όμορφες γυναίκες, πραγματικά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Să știi că înțelesem chestia asta, da? Asta mă înțeleg în toate limbile pământului. Da. Dar cum a fost să iei lecții de canto cu profesoara cu care lucra și Alicia Keys? Mare cântăreață. Julie Massino este my godmother. A doua mama lui. Așa. Aha. Sunt foarte fericit că am pentru vocal coach. She's a single woman who's living in Athens from United States of America. O cântăreață foarte renumită care stă în Atena. And I'm just very lucky that I have her as my vocal coach, as my godmother, you know? It's a person of mine, it's my family. Să înțeleg că n-ai plătit lecțiile dacă e nașa ta. No! Din câte știi, te rog să răspunzi din grecește pentru că îmi place la nebunie. Ok, bine. Dacă îți place să... Îmi place să vorbesc grecește, e foarte... Poate că mai frumos să sună în limba română. Da, nu, dar foarte haios. E haios. Dar sunt costisitoare niște astfel de lecții. Dacă eu m-aș duce la nașa ta, zic, îl cunosc pe Sergiu, a fost la noi în platou. Cât mă costă să iau lecții de canto? Că vreau să devin o mare cântăreață. Iasena... Θα είναι for free. It will be my pleasure. For you. Βάει, τι δραγούς. Οκ. Πούντε τους δράγα. Δεν θα κρύβεις αυτά και πλέτσι ούντε βρει τούλα γκρέτς. Είχα και τι έχεις πετύχει. Νούντε τους δίκα γερτίνα. Τους μέρτζε. Da. Sunt bărbați foarte frumoși în Grecia. Vreau să știu ce scrie aici. Și zona e frumoasă. Adevărat. Aici, romanețe sau grecesc, să se răspund? În ce limbă vrei tu? Ok. Aici se scrie Archangel. Așa. Aha. Όταν ήμουν μικρός... Când era mic? Ήμουν αταγμένος στον Άγγελο, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και το έκανα τατουάζ μεγαλώνοντας. Bine, de mult și-a dorit, de când era mic și-a dorit acest tatuaj. Sunt foarte recente tatuajele și știu că... știu că își dorește să-și mai facă foarte multe tatuaje. Unde? Sper că... Am foarte multe tatuaje. Și unde mai ai tatuaje? Nu pot să... Sunt... I'm on the air, you know, I can't show you. I have a lot of it. I'm... Poți să ne spui unde? 13. 13. Și unde? Dar poți să ne spui, nu? Să ne povestești. Am aici. Așa. Am aici. Am aici. Așa. Am... Aici. Am în spate. Așa. Aici. Aici. Acolo. Jocată de bani. Tami. Ai în zona inghinală? Da? Da. Nu chiar în zona inghinală, nu? Ok, am vrut să vezi. Pe partea de jos a abdomenului, așa. Ah, dar poți să ne arăți, că nu e rușine, asta-i bună. Pe unde se face operația de apendicită? Ah, la operație. Puriți, na... Poți să ne arăți la part... că nu e o rușine. Asta apocată, da? No, ok. Atunci, dacă ne arăți, eu... Wow! Deci el este un soi de chitară sau violoncel? Mai că n-au văzut colegii. N-au văzut, mai arată un pic. N-au reușit să filmeze. Noi am văzut, dar telespectatorii nu. Ok. Stai așa. Vai, ce drăguție! Deci tu ești violoncel. Contrabas sau violoncel? Violoncel. Ok. Deci domnul Sergio este violoncel. Paula, poți să cânti la domnul dacă vrei. Arcușul, vă rog. Mulțumesc. Acum am înțeles de ce și-a făcut tatuajul ăsta aici, că atunci când ține microfonul să se vadă. Da, Nu a făcut din asta. Nu pentru asta? Nu, serios. Fac tatuaje, eu... όταν θέλω να κάνω τατουάζ, when I want to make a tattoo, I design it and I go to my tattoo artist and I say, do it like this. Τούλες είσαι, είσαι δεσενέας τατουάζ, είσαι πάει σε, μπορεί τατουάζ,
Păi și mie tatuajul ăsta. Dar uite, o, îi face tatuajul meu, așa cum eu am scris aici. Acum te vedem bine crescut, părinții tăi ți-au dat să papi de mic, dar ți-a fost vreodată teamă de ceva când erai mic? Ți-a fost frică de ceva? Cum le teamă copiilor de moștri, de bau-bau, de baba cloacă? Nu, nu am avut asta, frică, bau-bau și asta. A fost foarte frică. Să nu pierdut oamenii care iubesc, știi? Asta a fost cel mai mare... Dar când ești copil, nu te gândești la lucrurile astea, te gândești la chestii mai apropiate. Nu am fost numai copil eu. Eu acum. Eu te întreb, când erai copil, de ce ți era teamă? Acum când ești mare, bănuiesc că nu mai ai teamă de nimic. De șerpi. Da, foarte mult, dar de... Acum nu mi-e fric și am o foarte bună relație. Cu șerpi? Da, sunt foarte bine, dar da. Cred că și cu șerpoaicele are o relație bună. Mai vreau să spun, Sergio, că vin foarte multe mesaje pe Facebook. Nu știu ce ai făcut. Cineva spune, Sergio, Eiseo Caliteros, Roimanoelinas, Cea mai bună Ierume cu Ise Echi, o, Doamne. Pentru că ești aici. Caristo Parabolii, mulțumesc foarte mult. Toate oamenii din România, vreau să spun că prima oară de când, when I started singing professionally, it was in Romania. Am început să cânt în România, la ziua mea. Da, e ziua lui Claudia. Trebuie să specific. Acum 20 de ani. Știm de foarte mult. Aveai un anișor. Practic. Am 38, mulțumesc. Da, înainte. So, the first time that I came to Romania, toate astea oamenii, și studenții din Grecia, și toate romanii m-a supporting, m-au sprijinit. Si. De foarte mult timp a cântat tatălui în Mai tatăl meu România. E cântărețul, he's a singer also. Foarte renumit. Wow. And he helped me very much, you know, with my whole career and the way that I perform. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Giorgos Sereos. Giorgos Sereos. E un fel de... El e... așa cum e cariera lui Bănică Junior, tot așa. Tatălui a cântat, a fost actor. Și este la fel de frumos ca și băiatul. Și vreau să spun un mare mulțumesc din toate oamenii care scrie și pe Facebook. Și am făcut și pagina de Facebook, și fan club. E prima oară că am fan club din România, nu din Grecia. Și am avut și un contract aici cu Roton. Și sunt foarte fericit. Acum sunt la... 2 ani care am... Ai deja 2 ani, se împlinesc 2 ani de când ai contract. Am semnat pentru 5 ani și sunt foarte fericit. Bravo. Ce-ți place să... Ce-ți place să mănânci? Mănânci? În România îmi place foarte mult mamaliga. Mamaliga? Cu sarmale. Cu sarmale. Cu sarmăluțe? Bun, deci mamaliga știu să fac, sarmăluțe știu să fac și chiar foarte bune, că în Moldova se fac sarmale bune. Dar știi ce face Doru, gătește Doru al nostru, gătește foarte bine. Și prima lui rețetă pe care o să ne o arate este cea de napolitane, dar de post. Voi țineți post? Da. Adică fără carne, fără... A, foarte frumos, Vreau și eu să văd. Da, uite, întâi o să vedem pe Doru la piață cum ne învață el să alegem nucile. Și apoi vedem cum ne învață Doru să facem perfect. Napolitane de casă. Bună dimineața, dragi spectatori! Astăzi este vineri și așa cum v-am obișnuit, merg cu Doru aproape zi de zi în piața Domeniu, unde astăzi o să vă arătăm cum să cumpărați nuci. Vreau să spun că facem niște napolitane și vreau să le fac în două feluri, cu o cremă de cacao și cu o cremă cu nuci. Da? Pentru că vreau să ne bucurăm de gust și în perioada de post. Și un desert bun, un desert gustos este foarte bun și în perioada de post dacă știm să-l facem. Ce e așa de greu să cumpărăm nuci? Nu-mi dau seama că luam de la bunica din copac, spărgeam nuca și luam miezul. Și cine mai face napolitane, că sunt atât de ieftine în magazin? De ce să mai facem? Răspundem la asta două întrebări. Da, și eu pot să cumpăr foile de napolitană, însă crema nu se compară cu cea făcută în casă. Putem să ne jucăm, putem să facem o dată cu cremă de cacao, o dată cu nuci, o dată cu frișcă, o dată putem să punem în foile respective să punem o cremă de nuga și așa mai departe. Cum ziceți, Grecia, Vrancea, Regina,
nucilor. Da. Cei mai buni nuci, nuci de calitate, avem soiuri, arbori la 300 de ani. E așa de greu de ales nuca? Păi, în primul rând că e mai bine să cumpărăm nuca decojită. E mai scumpă, dar măcar vedem ce cumpărăm. La nuca în coajă trebuie să spargem una, două, trei nuci până când descoperim cam ce fel de nuci sunt. Dacă e rângedă, dacă e veche, dacă e prea uscată. Pe când la asta decojită se poate și gusta, o vedem, vedem că nu are foarte multă mizerie printre ea și, în primul rând, ne alegem noi cam ce fel de nucă vrem. Dacă vrem sâmburi mai mari ca să decorăm prăjiturile sau dacă vrem spărtură, spărtura e mai ieftină și putem să alegem spărtură cu care să facem creme. Cât vă ia să decojiți un kilogram de nuci? Cam 5-6 kilograme la zi de miez de nucă. Deci țineți minte, nu cea mai avantajoasă variantă pentru noi este să le cumpărați pe acestea care sunt decojite, nu, Doru? Da, exact. Sunt deja decojite și sunt... Se spală? Doar dacă suntem foarte pretențioși, dacă nu e bine să le scuturăm foarte bine și să le alegem de impurități. Măi, ce am observat noi e faptul că peștii noștri au crescut. Au crescut dreptat din apă. Sergio, vino încoa. Haide. Vino încoace cum ar veni în greacă. Până a ajuns la două. Napolitine. La două perfect. Uite, ne-au mai venit mesaje, Cristina. Ia zi. Spune așa, Calimera Corizachia, Calimera Sergio, Polioreo Soliberachit Mas. Bună dimineața, Sergio. Bună dimineața, Sergio. Bună dimineața, foarte Sergio. Frumos, ești foarte frumos. Ești foarte frumos, da. Nu vă contrazicem, doamnelor. Îți place napolitina? Foarte mult. Da? Mi-a făcut boftă acum. Ți-a făcut boftă? Bine. Păi dacă e boftă, boftă să fie. Boftă. Ia zi, Dorule. Facem un sirop din zahăr cu apă și îl fierbem până când devine așa mai gros, exact ca un șerbet, ca pentru o baclava sau. După aceea adăugăm nucă pisată și mai fierbem 2-3 minute. După ce am fiert 2-3 minute, luăm de pe foc să se mai răcească un pic și adăugăm niște margarină. Cu ce? Cu ceva? Nu, este simplă. Este simplă. Am amestecat eu cu paleta de la, Okay. De la nuci și au mai rămas niște impurități de nuci. Și amestecăm această... Bun. Și amestecăm pentru că vrem să se topească ușor margarina, să se incorporeze în cremă, iar după ce s-a incorporat de tot, adăugăm cacao. Cacao putem să adăugăm dacă vrem să avem o cremă cu gust de ciocolată sau putem să evităm și să adăugăm gem. Gem de caise, piure de castane. Cu ciocolată. Nu, ziceam așa ca opțiuni. Este un piure de castane. Putem să punem exact cum spuneam, în loc de cacao putem să mergem pe varianta și să punem un piure de castane, putem să punem o cremă de cocos. Avem multe, multe opțiuni. Ideea este să ne apucăm să facem această cremă după gustul nostru și să știm că nu suntem limitați. Da? În momentul în care s-a încorporat toată margarina, am să adaug cacao, eventual chiar fac un amestec și un pic de gem, neapărat un pic de esență de rom sau chiar rom dacă avem, da? Sau dacă vrem și alte... O să pui niște vodcă, niște rom, niște... niște așa, niște așa... Eu amestec pentru că trebuie să se... Da, mulțumesc! Scuze. Și după aia dizolve toată margarina. După aia cerem, doamna, dați-mi și mie o cinzeacă de napolitan. Da, da. Tu gătești, Sergio? Da. Ce gătești tu? Macaroane. Macaroane, normal, așa? Macaron? Musaca. Cu cartofi sau cu vinete? Cartofi. Cu cartofi. Cu vinete, pe care. Și cu dovlecel? Aha. Și cu dovlecel, și cu scorțișoară? Sigur, bravo. Așa. Păi te invităm într-o emisiune să vii să ne gătești. Da, uite, Paula abia... La tarti saliforana. Musaca este una dintre mâncărurile mele preferate. Eu sunt vestită printre pescara blocului pentru musacaua pe care o fac. Dar tu nu mănânci carne, Paula. Da, dar eram vestită, eu o fac pentru cei dragi, dar aștept să facă și alții, așa că hai să ne batem în musacale. Deci mama mea face o musaca, vai de mine, chiar mama când vii la mine să-mi faci musaca. Să vii în emisiune. Să vii în emisiune.
Bun, cu amestecat și cacao. Durează un pic până se incorporează și se dizolvă și devin... Și lăsăm să răcească, nu? Să nu punem fierbinte pe napolitană. Nu punem fierbinte, punem caldă. De ce? Pentru că vreau să intre în toți porii și să pun cremă. Crema trebuie să fie destul de lichidă, dar omogenă. Nu trebuie să fie, nu trebuie să aibă foarte multe cocoloașe sau lucruri de genul ăsta. Dar mă interesează să o pun lichidă pentru că vreau apoi să o presez.